Alfred Ariciul Detectiv. Cazul vizitatorului invizibil. Crezi că o să vină multă lume? Îmi plac zilele de naștere, toate în afară de asta. Vă spun dinainte, nu stau mai mult de jumătate de oră. Mâncarea ar putea fi bună. Bine ați venit la super petrecerea de ziua mea de naștere. Voi erați. La mulți ani, Cynthia. Mai să fie, mi-ați adus un cadou. Ce drăguț. O să-l pun alături de celelalte. Intrați, înainte să vă vadă cineva. Puteți rămâne cu Edgar, sau cum l-o fi chemând. Bună! Bună! Am avut dreptate în privința mâncării. Au mai rămas 25 de minute. Bună, Cynthia! Va fi cea mai reușită petrecere din pădurea cioturoasă. Ai văzut câte prăjituri sunt? Exact cum spuneai și tu. Dezgustător. Pa! Mi-am cumpărat o carte nouă. Da, interesant. Da, ce spuneai? Alo? E cineva acolo? Nu, nu am citit ziarele. Eu nu știu să citesc. Nu știi să citești? Au fost bune sandvișuri. Ciudat. Hei, sandvișuri. Hei, ai văzut asta? Cine a făcut asta? Cine? Chiar nu am idee despre ce vorbești. Da, așa. Milo, îți place? Ai stricat totul. Nu, așteaptă. Nu a fost vina mea. Cineva se află aici, cineva invizibil. Vrei să te și cred? Ha! Ce-ar fi să devii tu invizibil și să o ștergi? Nu, vorbesc serios. E cineva invizibil. E chiar acolo. Mănâncă salata și... Mă crezi chiar atât de credulă? Dacă Milo spune că cineva e invizibil aici, eu îl cred. Nu-i așa, Camil? Da! Evident! Și eu îl cred pe Milo. Vorbești serios? Da! Serios de misterios. E un mister pe care vrem să-l deslușim. Să știți că mă bucur că m-ați crezut. Să fim cu ochii în patru după indicii. Da, cred că ți s-a părut că ai văzut ceva. Adică, nu ți s-a părut că ai văzut ceva. Știi ce vreau să spun. Așadar, nu mă crezi deloc? Ei bine... Trebuie să recunoști că e puțin ciudat. Un invitat invizibil care îți mănâncă salata? E adevărat, cel puțin așa cred. Hei, priviți! O dâră de pungi de fructe. Uite cum se reflectă pe covorul ăsta scump. E primul nostru indiciu. Modelul ăsta ciudat mă face să cred că târăște ceva. Unde duce dâra asta? Sergio, afară! Afară! Nu, așteaptă! Avem un indiciu. E cineva aici invizibil. Am simțit cum m-a atins cu mâinile lui reci. Este o fantomă? Casa mea nu e bântuită, să știți. Priviți! Dar nu văd nimic. Evident că nu, e invizibil. Și ne scapă din mână. Dacă mă gândesc mai bine, ar fi indicat să rămân la lumină. Vinovatul trebuie să vadă că nu ne este frică. Apucă-te de căutat. Oare e greu să găsești pe cineva invizibil? Dar dacă este o fantomă și mă găsește? Nu e o fantomă. Cum de ești așa de sigur? Primul indiciu. Fantomele nu lasă dâre de pungi de fructe. Și nici n-am auzit de o fantomă amatoare de salată. Ce ușurare!
Îmi aduc aminte de cartea Omul Invizibil a lui Swells. La început, Omul Invizibil a vrut să demonstreze că e doar un savant important, dar în curând a pornit o domnie a terorii. O domnie a terorii? Bine, în casă, Cynthia, pare a fi mult mai bine decât afară. Haide! Nu mișcați până nu se întoarce Alfred. Nu contează. Stai, ai auzit și tu? Ce anume? Ce crezi că faci? Nu atinge copacul! Nu e nimic aici! Totuși ceva se cățăra pe copac! Categoric n-a fost o persoană! Tocmai am găsit al doilea indiciu. Orice ar fi, îi place să se cațere în copaci. Se mișcă iar? Unde a dispărut? Ochii în patru! Cum să cauți ceva ce nu se poate vedea? Milo, nu mă mai gândi la... Dar nu te gândi-l! Dați-l jos de pe mine! Dați-l jos! Dați-l jos! Dați-l jos! Ce să dăm jos? S-a dus, dar l-am simțit! E adevărat? Nu era nimic! Cel puțin noi n-am putut vedea nimic! S-a lipit ceva de fusta ta! Ce e? Un fel de piele! De la o reptilă, probabil. E al treilea indiciu. Nu știu cum ne vor ajuta indiciile astea să dezlușim misterul. Nu e nicio legătură între ele. Primul indiciu, dâra de pungi. Ce a putut crea formațiunea asta ciudată cu rămășițe de pungi? Stai puțin, adică tu vrei să spui că vietatea asta nu merge drept? Poate. Sau... trage ceva în urma sa. Interesant. Trăgea ceva în urma sa, dar noi n-am văzut greutatea, nici vietatea. Poate că trăgea după sine o parte din trupul său. Camil, încearcă să ai o logică. Aligatorii își târăsc cozile. Deci vrei să spui că era un pui de aligator? Asta ne duce la al doilea indiciu. Vietății noastre invizibile îi place să se cațere în copaci. Și se mișca repede. Se deplasa pe crengile copacului în sus și în jos cu o viteză foarte mare. Unde mai pui că este și invizibilă? Asta depinde de definiția pe care i-o dai. Așteptați! Al treilea indiciu este cel mai curios dintre toate, piele de reptilă. Să cercetăm reptilele pe care le știm. E frumoasă! O reptilă invizibilă? Privește, iar a dispărut! Ar fi mai bine să încerci cu asta. Nu e chiar invizibil, doar că nu-l vedem. Se pare că se camuflează în fundal. Știu cine e vizitatorul presupus invizibil. E timpul să-ți dovedim nevinovăția, Milo. Priviți! S-au întors! Ei, ați rezolvat cazul? Da, am găsit identitatea vizitatorului nepoftit, Cynthia. Îi datorez scuze lui Milo. De parcă eu o să-mi cer vreodată scuze pentru ceva. Așadar, unde e prietenul vostru invizibil? Dați-mi voie să ghicesc, e chiar lângă voi. Încântată de cunoștință. Ai făcut asta? E un șiretlic. Da, un șiretlic pentru petreceri, nu-i așa? E un șiretlic, dar nu al meu. E în ordine. Faceți cunoștință cu un cameleon. Wow! S-ar putea să-l speriați. Tehnic vorbind, cameleonii simt vibrațiile sunetului, nu le aud cu urechile. Wow! Super, nu-i așa? Cameleonii au o limbă foarte lungă pe care o scot mai repede decât o pot vedea ochii noștri.
Când a încercat să se dea jos de pe masă, o fi agățat și fața de masă. N-a vrut să creeze probleme. Nu făcea decât lucrurile la care se pricepe cel mai bine. Devenea una cu mediul înconjurător. Nu e invizibil, e greu de observat. Un șiretlic super! Ar trebui să mai vină la petreceri. Așadar despre el vorbeai. Hei, ochelarii mei! Cameleonii își schimbă culoarea pentru a se proteja de prădători. Sunt vânători eficienți. Își prind hrana cu limba, care poate fi de 3 ori mai lungă decât trupul lor.